Hei dragilor și bun venit la un nou episod din The Kid Cough Girl. În acest episod o să fim puțin răciți, dar trecem puțin peste asta și o să facem un lucru foarte drăguț. O să vedem cum... Asta s-a terminat. Am și golit. Ia ce avem aici. Bun. Facem în continuare linguri de cupru. Încă unul. Și tot așa. Bun. Dar ne-ar plăcea foarte mult să se ducă automat din acest cuptor în... Nu mai e nimic înăuntru. Bun. Ne-ar plăcea foarte mult să se ducă din acest macerator, din acest pisător de ore de minereuri, care face praf de minereu. Ne-ar plăcea să se ducă automat. Și hai să vedem cum facem asta. Ne-ar trebui un motor. Engine. Și avem aici redstone engine, steam engine, combustion engine și mai multe chestii. Nu ne-ar plăcea ăsta foarte mult. Ia să vedem. Piston. Cobblestone. Ah, clasic. Clasic, clasic, clasic. Can vanilla. Clasic can vanilla. Astea ne trebuie niște redstone. Pardon. Ne trebuie niște redstone și ne trebuie niște... niște fier. Bun. Hai să facem niște fier. Scoatem de aici niște fier. Scoatem ăsta de aici, punem fier. Și când se face fierul... se face foarte repede fierul. Hai să scoatem astea de aici și să le punem înapoi. Uite, le punem aici deocamdată. Așa. Și avem fier și punem fier. Și hai să vedem ce ne trebuie. Ne trebuie pentru un vanilla piston, ne trebuie lemn. Și lemn nu avem. Mergem și ne luăm niște lemn. Și uite, avem aici, acum avem lemn destul. Ce-i cu ăsta? Hai să-l pun aici deocamdată. Așa. Și 1, 2, 3, pam. Pam. Și pam. Și pam. Bun, deci avem fier. Și ne ducem aminte, vine 3 lemn, 4 cabel, un fier și un redstone. Ne-am adus aminte și mergem la un crafting table. Și uităm aici fier, ăsta lemn, cobblestone, fier, și un redstone. Super! De să-l iau și pe ăsta, să-l pun aici. De altfel, mai avem nevoie de niște roți zimțate din lemn.
Roți înțate din lemn face nimbețe. Pam, pam. Și avem nevoie de două. Cât are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și pe astea 8 le păstrăm. Bun. Ce mai avem nevoie? Mai avem sticla. Sticla. A, uite sticla. Super. Deci putem să facem... Dacă dau pe ăsta? Deci dacă dai pe semnul de întrebare, îți zice exact ce ai nevoie. Super. Lemn. Sticlă. Pistonul. Și roțile zimțate. Și avem un redstone engine. Un motor de redstone. Și mai avem nevoie de... Cum anulăm? Cum anulăm? Nu anulăm, așa. Trum! Dăm click aici. Trum! Bun. Am anulat totul. Super! Hai mă, ce facem aici? Așa. Așa, bun. Ce mai avem nevoie? Mai avem nevoie de țevi. Și țevile din ce se fac? Din cobblestone sau din stone? Și dacă punem cum am făcut și cu lemnul, ține minte cum am făcut cu lemnul pentru cutiile aia speciale. Avem aceste țevi, uite cum e și asta. Facem din... Sunt foarte ieftine. Sunt foarte ieftine. Deci din stone avem stone transport pipe, care sunt țevile de transport din piatră. Și din cobblestone putem să facem acest lucru. Diferența dintre aceste două nu este foarte mare, decât că ele, deci asta cu asta se leagă, asta cu asta se leagă, dar nu se leagă între astea. Halo, scandal! Cred că trebuie să mergem să facem anii ca să nu se umple de monștri de jur împrejur. Uite steluțele! Bun. Așa. Și revenim. Deci. Asta. Cu asta. Se leagă. Asta cu asta se leagă. Dar între ele nu se leagă. Deci aș putea să... îmi calculez o strategie dacă vreau să se lege sau nu. Cert e că pentru a lua o chestie dintr-un container, cum este de exemplu maceratorul sau o cutie sau un cuptor sau o cutie specială cum este asta, îmi trebuie o țeavă de lemn. Tum, pum, 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 pum. Și ca atare. De unde scot eu de aici? De sus. Hai să pun aici o țeavă. Și ca atare pun aici o țeavă. Și pun aici o țeavă. Și dacă aș... Asta trebuie să vină sus. Da. Pun aici. Ca să nu se... lege. Oare am făcut bine? Hai să vedem. Bun. Ce mai e nevoie este un... mâner.
mânere, auzi, un întrerupător, dacă pot să zic așa. Și iată că pot. Bun. Și pe ăsta îl pun aici. Și întrerupătorul îl pun în ajung. Acolo sus. Întrerupătorul tot timpul trebuie să fie lângă acest aparat. Nu-i bine. Nu-i bine. Nu-i bine. Nu trebuie să ia de sus, trebuie să ia dintr-o parte. Dacă ia de sus, ia direct minereul pur. Bun. Trebuie să pun minereul înapoi. Uite-l aici. Așa. Și pe ăsta-l iau. Halo. Așa. Și-l pun unul aici și unul aici. Super! Ca tare, ăsta trebuie să fie aici. Și mânerul... Mânerul. Tot timpul îi zic mâner. Întrerupătorul îl pun aici. Ia. Bun, și ia direct praful. Super. Ia să vedem dacă mai avem fier. Ăsta este fier. Bun. Fier, pun aici. Lână, pun aici. Și ăsta face fier. Bun. Și dacă eu aș lua, de exemplu, un... Mi-ar mai trebui încă un aparat din acesta. Nu e nicio problemă. Ne ducem aminte cum se face. Este un engine. Un engine care e format dintr-un piston. Care ne aducem aminte cum se face pistonul și hai să facem pistonul. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1 și un redstone. Super. După care iar ne aducem aminte că avem nevoie de două rodițe pe care le avem pregă. Nu le mai avem, fiindcă ne-am făcut ne-am făcut și mânerul respectiv. 1, 2, nu. 1, a, da. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pam, pam. Și ne mai uităm o dată, deci vine ăsta, pac, sticla și încă 3 lemne. Sigur, nicio problemă. Ah, și putem să dăm pe semnul ăsta de întrebare și putem să punem direct că vedem ce, unde vine. Pam. Ah, și n-am lemn. Bun. N-am lemn. Nu-i nicio problemă. Fac lemn. Și încă o dată. Pac. Semnul de întrebare. Două rotițe, un piston, una bucată sticlă și 1, 2, 3 lemne. Super! Și pot să mai fac încă un, în niciun caz mâner, ci un întrerupător.
Așa și... A, și mai pot să mai fac o... Tâng, tâng, pam, super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cutie. Și dacă pun o cutie... lână. Dacă pun o cutie aici... și pun o... Bravo, Avgă! Mai trebuie o țeavă de lemn. Și dacă pun o țeavă de lemn aici... asta poate da în asta. Dar dacă pun și un... Ce faci, tati? Așa. Dacă pun și un aparat aici, cu un întrerupător, în niciun caz mâner, aici, pe care îl activez, uite lingourile. Și dacă mă uit în cutie, 3, 2, 1 și... yay, un lingou! 3, 2, 1 și... yay, al doilea lingou! Super! Și am făcut-o și pasta, la 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 la! Lână! Pam! Și am camuflat țevăraia, cât de cât frumos. Ia să vedem cum se vede de afară. Se vede relativ ok. Adică ce am putut camufla, am camuflat pe subteran. Dar n-am putut camufla chiar absolut totul. Uite, pe asta am băgat-o în subteran. N-a trebuit să o pun deasupra. Pe asta am pus-o aici în lateral. Ah, și uite, se... ăsta e albastru, e același lucru. Ăsta e verde. Și merge mai repede. Și dacă nu mă înșel, după aia se face un fel de portocaliu. Dacă mi-aduc bine aminte de acum vreo 2 ani. De acum vreo 2 ani. Nu mai știu de când îmi aduc aminte. Dar cert e că dacă pun fier în ăsta, se pisează. Dacă pun minereu de fier, cum e ăsta, se pisează, se duce în cuptor, se coace. Și ce se coace? Se duce mai departe în această cutie. Sau cufăr, cum s-a spune. Și totul fără niciun fel de cărbune, fiindcă totul se întâmplă pe energie solară. Și având în vedere că se face noapte, putem să mergem să facem nani, ca să ne asigurăm că există lumină solară pentru coacerea minereurilor. Pam, pam! Deci, putem să facem această mică fabricuță cu soarele și știm că ne coace automat. Dacă vreți să faceți și voi asta în lumea voastră de techit, cu mare plăcere puteți să vă copiați acest sistem și iese numai bine. Uite, astea produc câte două, se duc aici, se golesc încolo. Și când se face acest motoraș verde, cum este acesta, o să meargă mult mai repede. Iar acesta, când o să se facă portocaliu,
pardon, și acesta iarăși portocaliu, o să meargă și mai repede. Vedem că ăsta pistonează ceva mai repede decât ăsta. Dragilor, vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest episod în care am învățat despre țevi în techit, despre motorașe care îngrenează aceste țevi de lemn și dau prin diferitele țevi ori de cobblestone, ori de stone, și ne vedem în episodul următor. Numai bine vă urez și o zi mirifică. Pa, pa!